bine ați revenit la cursuri. În acest curs, care este de fapt partea a doua a cursului de tranziții de fază, dacă n-ați urmărit partea întâi, vă recomand să o faceți înainte de a urmări acest material. Găsiți linkul în descriere. Voi vorbi despre tranzițiile dintre faza lichidă și faza gazoasă. Am vrut inițial să termin transformările de fază cu acest curs, dar materialul s-a dovedit din nou prea mult, așa că voi vorbi doar despre tranzițiile lichid-gaz, urmând ca în a treia parte să vorbesc despre sublimare și desublimare, ionizare și recombinare, precum și despre starea triplă a substanței. Așa că, până la urmă, cursul despre transformările de fază va avea trei părți în loc de două, câte am anunțat inițial. Pentru că tranzițiile lichid-gaz sunt mai complexe decât celelalte tranziții, e bine să ne amintim întâi ce se întâmplă cu un gaz ideal atunci când suferă o transformare izotermă. Când un gaz ideal este comprimat izoterm, parametrii lui ascultă de legea Boyle-Mariot. Am vorbit despre asta în cursul Legile gazului ideal, găsiți linkul mai jos. Legea Boyle-Mariot spune că atunci când un gaz este comprimat izoterm, produsul dintre presiunea și volumul lui este constant. Deci presiunea și volumul sunt invers proporționale, ceea ce reprezentat grafic ne dă o hiperbolă echilateră sau, cum îi spunem de multe ori în termodinamică, o izotermă. Se vede că atunci când comprimăm gazul la temperatură constantă, volumul lui se micșorează invers proporțional cu presiunea aplicată. Dacă mărim presiunea de 2 ori, volumul lui scade de 2 ori. Dacă micșorăm presiunea de 5 ori, volumul lui crește de 5 ori. Un gaz ideal poate fi comprimat izoterm la diferite temperaturi și dacă reprezentăm grafic mai multe astfel de comprimări, obținem o familie de izoterme, cum sunt cele 3 din diagramă. Cele trei izoterme se referă la trei comprimări făcute la temperaturi diferite. Cea roșie a fost făcută la temperatura cea mai mare, cea albastră la temperatura cea mai joasă, iar cea neagră la o temperatură intermediară. Dar ce se întâmplă dacă comprimăm izoterm un gaz real? Răspunsul este depinde, după cum veți vedea imediat. Acum mai bine de 150 de ani, chimistul și fizicianul irlandez Thomas Andrews a realizat comprimări izoterme ale dioxidului de carbon și a obținut această familie de curbe. După cum vedeți, peste o anumită temperatură, în cazul dioxidului de carbon cam 31 de grade Celsius, izotermele sunt identice cu cele ale unui gaz ideal. Puteți să comparați cele două diagrame. Dar sub această temperatură se observă că atunci când presiunea atinge anumită valoare, apare un palier, adică deși comprimăm în continuare gazul, presiunea nu mai crește. Iar apoi, când volumul a scăzut la o anumită valoare, presiunea crește foarte rapid, odată cu scăderea volumului, de parcă nu mai putem să comprimăm gazul, de parcă a devenit incompresibil. Dar noi știm că lichidele sunt practic incompresibile, așa că ceea ce s-a întâmplat a fost lichefierea dioxidului de carbon. Voi explica ce se întâmplă urmărind una dintre izotermele din desen, cea roșie. Facem deci o comprimare izotermă a dioxidului de carbon la o temperatură sub temperatura de 31 de grade Celsius, la o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius, puteți să citiți pe diagramă. În prima parte a transformării se întâmplă ceea ce se întâmplă cu un gaz ideal. Crește presiunea și se micșorează volumul după legea Boyle-Mariot. Dar începând cu o anumită presiune, cu toate că volumul scade în continuare, deci gazul este comprimat în continuare, nu mai crește presiunea. Explicația este aceea că la o anumită presiune încep să apară picături de lichid.
picături lichide de dioxid de carbon, care se adună, cad și se adună în partea de jos a cilindrului în care facem comprimarea. Așa apare palierul din grafic. Presiunea nu mai crește pentru că pe măsură ce micșorăm volumul, tot mai mult din dioxidul de carbon se transformă în lichid. Și la un moment dat, la un anumit volum, tot dioxidul de carbon a devenit lichid. Și acum, dacă încercăm să comprimăm, presiunea crește foarte brusc, pentru că practic nu mai putem comprima lichidul care este acum în cilindrul în care facem comprimarea. Deci când tot dioxidul de carbon s-a lichefiat, o micșorare foarte mică a volumului duce la o creștere foarte mare a presiunii, pentru că acum, de fapt, încercăm să comprimăm un lichid. La fel ca în cazul dioxidului de carbon, fiecare gaz are o temperatură sub care poate fi lichefiat. Dacă mărim presiunea, la un moment dat se produce lichefierea. Sau altfel spus, peste care nu mai poate fi lichefiat. Peste această temperatură, gazul real se comportă ca un gaz ideal. Oricât de mult îl comprimăm, el nu se mai lichefiază. Această temperatură se numește temperatură critică. Deci substanțele care pot exista atât în fază lichidă cât și în fază gazoasă nu pot fi lichide la temperaturi mai mari decât temperatura critică. În schimb, pot fi gazoase și sub temperatura critică. Iar faza în care o substanță este gazoasă sub temperatura critică se numește fază de vapori. În cazul vaporilor, dacă crește presiunea la temperatură constantă, la o anumită valoare a presiunii se produce condensarea. Vaporii trec în fază lichidă. Putem numi această transformare lichefiere. Peste temperatura critică, așa cum am mai spus, oricât de mult crește presiunea, gazul rămâne gaz. Nu se produce lichefiere. De pildă, apare temperatura critică aproximativ 374 de grade Celsius și asta înseamnă că 374 de grade Celsius este cea mai mare temperatură la care putem găsi apă lichidă. La temperaturi mai mari, apa poate exista doar în formă gazoasă, oricât de mare devine presiunea. În schimb, apa se poate găsi în stare gazoasă, stare de vapori și sub această temperatură. De pildă, aerul conține vapori de apă, deși temperaturile lui obișnuite sunt mult mai mici decât temperatura critică a apei. În concluzie, diferența dintre vapori și gaz este următoarea. Vaporii sunt starea gazoasă a unei substanțe atunci când ea este sub temperatura critică, gazul fiind starea care se realizează peste temperatura critică. În timpul condensării, energia medie a moleculelor scade, așa cum am arătat în cursul anterior. Asta înseamnă că trebuie să se elibereze căldură latentă de condensare. Invers, când se produce vaporizare, energia medie a moleculelor crește. De aceea trebuie să dăm căldură pe care o numim căldură latentă de vaporizare. Fiecare substanță are o căldură latentă specifică de condensare și aceasta este egală cu căldura latentă specifică de vaporizare. Vedeți aici formulele, iar unitatea de măsură este, așa cum știți deja, joule pe kilogram. Deci căldura latentă specifică de vaporizare sau de condensare ne arată câtă căldură trebuie să dăm unui kilogram dintr-o anumită substanță pentru a vaporiza substanța respectivă sau câtă căldură primim atunci când un kilogram dintr-o anumită substanță se condensează, trece din faza de vapori în fază lichidă. Știți că înainte de ploaie temperatura crește. Este din cauza că înainte de ploaie are loc un fenomen de condensare. În aer apar picături de apă. Picăturile se fac tot mai mari și cad. Avem ploaia. Dar în acest fenomen de condensare se eliberează căldura latentă de condensare și din această cauză crește temperatura.
Să mai vedem o dată diagrama de condensate. Am spus deja că în timpul comprimării vaporilor, atunci când se ajunge la palierul din grafic, avem un amestec de două faze, faza lichidă și faza de vapori. Acești vapori se numesc vapori saturanți, iar presiunea la care apare condensarea se numește presiunea vaporilor saturanți, ai substanței respective. Ea depinde de temperatură, fiind cu atât mai mare, cu cât este mai mare temperatura. Există deci o stare caracterizată de o pereche de mărimi temperatură-presiune, în care o substanță poate exista în două faze diferite, faza de vapori, respectiv faza de lichid. Într-o astfel de stare, dacă presiunea crește, se transformă o parte din vapori în lichid, iar dacă presiunea scade, atunci se transformă o parte din lichid în vapori. Avem o astfel de stare de echilibru între faza de lichid și cea de vapori în butelia de aragaz. Acolo avem un amestec de butan și propan. V-ați gândit vreodată de ce din butelie iese gaz, dar când o scuturăm, auzim că ea conține un lichid. Pentru că în butelie avem două faze, faza de lichid și deasupra lichidului vapori saturanți. Când consumăm gaz din butelie, o parte din lichid se vaporizează și în acest fel presiunea vaporilor de deasupra lichidului rămâne aceeași, este constantă. Presiunea este de fapt presiunea vaporilor saturanți la temperatura pe care o are amestecul în acel moment. Deci până mai există o picătură de lichid, lichid de amestec, propan și butan, nu apă, presiunea în butelie rămâne aceeași, presiunea vaporilor saturanți. Mai putem observa ceva în diagramă, și anume, cu cât temperatura este mai aproape de temperatura critică, cu atât scade intervalul de volum pe care se face lichefierea sau condensarea. Iar la temperatura critică, intervalul se reduce la zero, adică pentru o anumită cantitate de substanță, există la temperatura critică un volum critic și, bineînțeles, și o presiune critică. În aceste condiții, densitatea vaporilor este egală cu densitatea lichidului și nu avem tensiune superficială. Temperatura și presiunea critică sunt caracteristice fiecarei substanțe. Aici puteți vedea un tabel cu temperatura și presiunea critică pentru câteva substanțe. În cazul hidrogenului, temperatura critică este cam de minus 240 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că la temperaturi mai mari, oricât comprimăm hidrogenul, el rămâne gaz. Și mai înseamnă și că, dacă vrem să obținem hidrogen lichid, trebuie să-l răcim sub temperatura lui critică, adică sub minus 240 de grade Celsius. Puteți vedea, de asemenea, că azotul și oxigenul, gazele care formează aerul, au temperaturi critice destul de scăzute. Asta înseamnă că pentru a obține aer lichid, nu ajunge să-l comprimăm. Oricât îl comprimăm, la temperaturi obișnuite, el rămâne gaz, pentru că atât azotul cât și oxigenul sunt peste temperaturile lor critice. Trebuie să răcim aerul sub minus 150 de grade pentru a-l putea lichefia. Mai observați, vă rog, apa cu temperatura critică pe care v-am mai spus-o, cam 374 de grade Celsius. Pentru a fi în stare lichidă la această temperatură, trebuie o presiune de peste 217 atmosfere, iar peste această temperatură, apa nu mai poate exista în fază lichidă. În concluzie, la ceea ce am spus până aici, dacă o substanță se găsește la o temperatură mai mare decât cea critică, ea este în stare gazoasă, indiferent cât de mare devine presiunea. Dacă se găsește sub temperatura critică, poate fi în stare lichidă sau în stare de vapori, în funcție de presiune.
vaporizarea se poate face în vid sau în atmosferă gazoasă. Să vorbim întâi despre vaporizarea în vid. E greu să faci vid într-un recipient în laborator, trebuie pompe scumpe și performante și oricum nu poți obține un vid perfect. Din fericire, există o metodă foarte simplă de a obține un vid aproape perfect și anume folosind tubul lui Torricelli. Deasupra mercurului din tub, în așa numită cameră barometrică, presiunea este practic zero. Avem un vid aproape perfect. Este situația prezentată în acest desen sub litera A. În camera barometrică vidul nu este perfect pentru că și mercurul se evaporă, se vaporizează și deasupra mercurului avem vapori de mercur, dar presiunea vaporilor mercurului la temperaturile camerei este atât de mică încât putem să o neglijăm și putem spune că în camera barometrică avem vid. Acum, pentru a observa cum se produce vaporizarea în vid, trebuie să facem să ajungă un lichid în camera barometrică. Pentru asta putem folosi, așa cum vedeți în desen, o pară de cauciuc în care avem un lichid și din care atunci când strângem, iese lichidul printr-un tub de cauciuc pe care îl putem introduce la baza tubului lui Torricelli și astfel putem introduce lichid din pară în mercurul din tubul barometric. Să spunem că în tubul B din desen introducem prin această metodă câte o picătură de dietil eter, un lichid care se vaporizează foarte ușor, este foarte volatil. Vom observa următoarele. Picătura de eter pe care o introducem în mercur urcă rapid la suprafață, deoarece are densitatea mult mai mică decât mercurul, și când ajunge în camera barometrică, se vaporizează instantaneu. Imediat nivelul mercurului în tub scade, pentru că acum în camera barometrică nu mai este vid, ci sunt vapori de eter care au o anumită presiune. Dacă mai introducem o picătură, se întâmplă același lucru. Mercurul coboară din nou și de câte ori introducem încă o picătură, mercurul mai coboară un pic. Dar când nivelul mercurului în tub atinge o anumită valoare, să spunem cea din desenul B, degeaba mai introducem eter, el rămâne lichid pe suprafața mercurului. De fapt, este un echilibru dinamic. La presiunea pe care o au acum vaporii de eter, numărul moleculelor de eter care pleacă din lichid într-o anumită unitate de timp este același cu numărul moleculelor care vin din vapori pe lichid, adică condensează în același interval de timp. Deci la o anumită presiune a vaporilor, cea pe care am numit-o presiune a vaporilor saturanți, viteza de vaporizare devine egală cu viteza de condensare, cantitatea de lichid rămânând aceeași. Dacă refacem experimentul, tubul C din desen, folosind un alt lichid care se vaporizează și el destul de ușor, dar nu chiar atât de ușor ca eterul, de pildă folosim alcool etilic, atunci vom observa că se ajunge la echilibru la o presiune mai mică a vaporilor saturanți. În fine, dacă facem experimentul folosind apă, tubul D, vom observa că echilibrul se realizează la o presiune și mai mică a vaporilor saturanți. Iar dacă am reface aceste experimente la o temperatură mai ridicată, am observat că pentru toate substanțele, presiunea vaporilor saturanți devine mai mare, adică mercurul coboară mai mult în tub. Concluziile sunt următoarele. Vaporizarea în vid se face instantaneu. Vaporizarea are loc până când presiunea vaporilor atinge o valoare maximă, numită presiunea vaporilor saturanți. Iar presiunea vaporilor saturanți depinde de natura lichidului și de temperatură. Ea nu depinde de masa lichidului și de masa vaporilor care sunt în contact. Bineînțeles că și în cazul vaporizării în vid avem căldură latentă, iar valoarea acesteia este aceeași indiferent de modul în care se face vaporizarea sau condensarea. Thank you.
Putem studia vaporizarea în atmosferă gazoasă cu aparatul din desen. Pâlnia E conține o cantitate de lichid și dacă deschidem robinetul R și mărim presiunea cu ajutorul pompei de cauciuc P, putem picura lichid peste mercurul din vasul mare, notat cu A. Vasul este etan și el nu poate schimba aer cu exteriorul. În mercur intră un tub, notat T, care ne permite să măsurăm presiunea în vasul A prin ridicarea mercurului în tub odată cu creșterea presiunii. Dacă picurăm lichid, vom observa că inițial el rămâne pe suprafața mercurului, dar încet se vaporizează. Și odată cu vaporizarea, vom observa că urcă mercur în tubul T, ceea ce ne arată că presiunea în vasul A mare crește. Cu fiecare picătură care se vaporizează, presiunea se face tot mai mare. Dar vom observa că după ce se atinge o anumită presiune, lichidul care cade pe suprafața mercurului nu se mai vaporizează. De fapt, avem din nou un echilibru dinamic, viteza de vaporizare devine egală cu viteza de condensare. Dacă măsurăm presiunea vaporilor la care lichidul nu se mai evaporă, cea arătată de denivelarea din tubul T, vom găsi că ea este aceeași cu presiunea vaporilor saturanți la vaporizarea în vid și că ea crește odată cu creșterea temperaturii. În concluzie, vaporizarea în atmosfera gazoasă este lentă și nu instantanee ca în vid. Presiunea vaporilor saturanți pentru o anumită temperatură este aceeași cu cea pe care ar avea-o dacă vaporizarea ar avea loc în vid, iar vaporii lichidului ar ocupa tot volumul. Asta înseamnă că presiunea vaporilor saturanți nu depinde de presiunea gazului de deasupra lichidului care se vaporizează, de obicei aer. Presiunea unui amestec de gaze și vapori, presiunea totală, este egală cu suma presiunilor pe care le-ar avea componentele din amestec, dacă fiecare ar ocupa singur întregul volum. Iar aceste presiuni se numesc presiuni parțiale. Vaporizarea în atmosferă gazoasă se poate face în două feluri, la suprafața lichidului și atunci o numim evaporare, sau în toată masa lichidului, caz în care o numim fierbere. Numim evaporare, vaporizarea în atmosferă gazoasă, de obicei în aer, care are loc în următoarele condiții. Gazul în care se produce nu este saturat cu vaporii substanței respective, adică presiunea vaporilor lichidului care se vaporizează în aer este mai mică decât presiunea vaporilor saturanți la temperatura la care are loc fenomenul. Altfel, vaporizarea nu are loc. Și, în al doilea rând, presiunea gazului în care se produce vaporizarea trebuie să fie mai mare decât presiunea vaporilor saturanți ai lichidului care se vaporizează la temperatura la care are loc fenomenul, pentru că altfel nu vorbim despre vaporizare în atmosferă gazoasă. Evaporarea se poate face cu viteză mai mare sau mai mică. Viteza depinde de substanța care se evaporă, deci de natura chimică a lichidului, dar și de alți factori. De pildă, este proporțională cu area suprafeței de contact dintre lichid și aer. Este proporțională, de asemenea, cu diferența dintre presiunea vaporilor saturanți la temperatura la care are loc procesul și presiunea pe care o au vaporii deasupra lichidului. În schimb, este invers proporțională cu presiunea atmosferei, adică cu presiunea gazului în care se face vaporizarea.
Aceste dependențe se pot reflecta într-o formulă pentru viteza de evaporare, pe care o puteți vedea acum. În această formulă, kappa este o constantă care depinde, printre altele, și de viteza cu care se mișcă aerul pe deasupra lichidului care se evaporă. Pentru că știți foarte bine că rufele ude se uscă mai repede dacă bate vânt. Celelalte mărimi din formulă sunt S mare, adică area suprafeței de contact dintre lichidul care se evaporă și aer. P indice S este presiunea vaporilor saturanți la temperatura la care are loc evaporarea, iar P este presiunea vaporilor lichidului deasupra acestuia. H mare este presiunea atmosferică. Să vedem acum ce se întâmplă la fierbere. Fierberea unui lichid în aer începe atunci când temperatura lichidului ajunge la valoarea la care presiunea vaporilor lui saturanți devine egală cu presiunea aerului de deasupra lichidului, adică cu presiunea atmosferică. De pildă, în cazul apei, presiunea vaporilor saturanți devine o atmosferă la temperatura de 100 grade Celsius. În acest tabel puteți vedea temperaturile de fierbere la presiunea de o atmosferă pentru elementele chimice din tabelul lui Mendeleev. Când lichidul ajunge la temperatura de fierbere, apar bule de gaz în toată masa lui. Atâta timp cât lichidul fierbe, temperatura nu mai crește. Căldura pe care o dăm este căldură latentă de fierbere și este folosită pentru a desprinde moleculele de lichid una de cealaltă și pentru a mări energia medie a moleculelor. Temperatura de fierbere depinde de presiunea atmosferică, ea scade odată cu scăderea presiunii atmosferice. De pildă, pe vârful Everest, unde presiunea atmosferică este abia cam 30% din presiunea atmosferică normală, apa fierbe la temperaturi în jur de 70 de grade. În final, câteva cuvinte despre condensare. Aici lucrurile sunt mult mai simple. Ați văzut cum are loc condensarea în cazul transformărilor izoterme ale dioxidului de carbon în izotermele lui Andrews. În atmosferă gazoasă ați văzut cu toții fenomenul de condensare a apei pe suprafețe reci. Acest lucru se întâmplă când suprafața unui corp are temperatura mai mică decât temperatura la care presiunea vaporilor de apă din aer ar fi presiune a vaporilor saturanți. Și în aceste condiții, moleculele de apă aderă la suprafața rece și formează picături care cresc în volum. Atât pentru azi, mulțumesc pentru atenție, la revedere!